Salutare! Mă gândeam să intrăm azi în direct mai mulți membri, fondatori, actuali membri Hyde Park, să vă povestim despre cum au fost, cum vrem să fie. Dar nu prea am cu cine. Na, reușisem săptămâna trecută, se pare că tot sâmbătă să facem un hangout despre o discuție în grup pe Facebook și am transmis-o în direct pe YouTube. Despre activism. Colegii mei îmi promit că am putea mâine să facem un hangout despre viața în Hyde Park, dar greu ne organizăm. Nici nu mă miră din cei care am fondat atunci, 16 ani în urmă, pe 11 mai 2003, Asociația Hyde Park. Membrii oficiali în Asociația Hyde Park am rămas numai eu. Și ca membri onorifici se pare Anatol Hristea Stan. Toți ceilalți sunt noi, sau toate, pentru că sunt și femei printre noi, oameni care au aderat la mișcarea asta pe parcurs. Și pentru ei data de 11 mai nu înseamnă mare lucru. Nu insist să vă provoc, să vă întreb neapărat ce vă amintiți de atunci, de pe timpul guvernării comuniste, despre emisiunea de la Antena C, despre, eu știu, întrunirile noastre duminicale din parc. Dar aș vrea să știu totuși ce știți despre Hyde Park. Ce ați auzit? Ce părere aveți de bine sau de rău? Vă propun ca să vă exprimați cu chat, pe chat, cu comentariu, cu text, dacă sunteți mai ales de la computer, dar dacă sunteți ca mine de pe telefon, puteți chiar să intrați în direct cu mine. Deci, dacă ești pe telefon, iată, eu activez în clipa asta participarea. Așa se pare. Opa. Deci v-am păcălit. Deocamdată nu văd posibilitatea să intrați și voi în direct cu mine de pe telefon, așa cum era până acum. S-ar putea să activeze un pic mai târziu. Ah, iată, mă invit. Este posibilitatea să invit în cadru pe mine și care sunt de pe telefon. De exemplu, l-am invitat pe până mai ieri membru Hyde Park și el a aderat recent, dar între timp a și plecat. Valeriu Gușan, dacă o să vrea, o să intre, o să dea și el cu părerea. Sunt foarte mulți oameni care au trecut prin Hyde Park, au luat ceva experiență și au plecat. Iată, unul de Salut! ei de față e Valeriu. El a plecat recent și din țară. Dacă vrei, Valeriu, Cam să... așa să ies. Da, o să ieși acum Eu din o să casă. intru mai... O să intri mai târziu. Hai, Ok, da. invitați-mă Sau mai așa. târziu, puțin. Da. Pentru că Mai deocamdată târziu. n-am găsit cum să activez chestia asta, dar e foarte posibil Nici că eu e, nu deci, pot să intru. ea probabil Nu mai... e, ea deja probabil e activă by default, adică nu mai trebuie activată. Deci dacă vrea cineva să intre cu mine direct în, iată, de exemplu, Valeriu Nechiforov, tot așa, pot să-l invit eu în cadru, cum l-am invitat pe Valeriu Gușan. Deci probabil nu e ca pe timpuri, cu activare manuală, ci se activează automat posibilitatea de a participa oamenii, de a cere să participe cu mine în duet, în dialog. Sau iată, eu dintr-o dată, dacă îl văd că mă privește, pot să-l sau să o invit să discute cu mine. Zicem că mulți au trecut prin Hyde Park, cineva se mira acum. Ce, ești singurul membru Hyde Park? Sunt singurul membru fondator în Asociația Hyde Park acum. Deocamdată, conform blogului oficial, mai suntem 12 membri, deci mai am 11 susținători, împreună suntem 12 și încă vreo 13 membri onorifici, unde am fost acum și m-am uitat pe site. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 membri onorifici, dar e adevărat că despre unul dintre ei nu suntem siguri că-i în viață și e destul de în vârstă. Deci putem să zicem că n-am greșit că sunt 13. Dar m-aș bucura să fie omul în viață și să fim 14, pentru că mai ieri
Am intrat în posesia unor imagini video din primul an, din prima vară de activitate a Asociației Kite Park, chiar de la primul nostru protest din 7 iulie 2003, și l-am văzut pe om, atunci era Vioi, domnul academician, a participat la acel protest și tare m-aș bucura să știu că și acum, poate nu atât de Vioi, dar încă e în viață și dispus să comunice cu noi, să se exprime. Era foarte activ și la emisiunea radiofonică. Poate nu știați, mișcarea Asociația Hyde Park a apărut din cauza presiunilor și a pericolului de a se închide emisiunea radiofonică de la Antena C cu același nume, Hyde Park. Iar emisiunea a apărut pe post odată cu venirea comuniștilor la putere. Deci cam în ianuarie-februarie 2001, când au intrat comuniștii în Parlament cu 71 de mandate, la postul de radio, am zis televiziune, la postul de radio Antena C, postul primăriei Capitalei, era fondat de Departamentul Relației cu Publicul al primăriei Chișinău, un coleg de școală de partid al lui Urechean, Alexandru Dorogan, a creat acest post de radio, după aceea și postul de televiziune EuroTV. În plus, a mai făcut agenția de presă Infoprima, au mai făcut ziarul Capitala, se pare că mai era și o revistă, dar am uitat cum se numea. Aveau un concern mediatic creat pe lângă primăria Chișinău din bani publici. Ei bine, și la Antena C am poposit în 99, după ce am plecat de aici, din București. M-am întors acasă după facultate. Și la Antena C am făcut o vreme emisiuni de tot felul, ca reporter. După aceea am început să fac prezentare și când m-au lăsat seara să vorbesc cu oamenii și am văzut că oamenii au chef de vorbă, am început să fac ceea ce se numea Hyde Park. I-am deranjat foarte mult pe comuniști atunci. Mi-amintesc că în 2002 mi-au închis prima dată vara emisiunea și m-au supărat, am trântit ușa și m-am dus la un training la Sofia pe 2 săptămâni. Când m-am întors, m-au rugat să reiau emisiunea și tot în anul acela, în 2002, am luat și un premiu pentru cel mai bun jurnalist al anului pentru emisiunea Hyde Park. Atunci alte proiecte nu aveam. Sau poate colaboram cu ziarul Sens, cu nu știu ce ziar făcea Eugen Cioclea. Dar pentru emisiunea asta, Inamicul Public, pentru Hyde Park am luat premiu, prima dată premiu pentru cel mai bun jurnalist al anului, dar la asta nu m-a ajutat, pentru că peste jumătate de an sau și mai puțin, prin martie, am aflat că ascultătorii mei sunt chemați la SIS, vă puteți imagina, Serviciul de Informații și Securitate, fostul KGB, făcea anchete la plângerea unor ascultători comuniști și a unor deputați comuniști. SIS-ul făcea anchete și unii ascultători, ca Ion de la Durlești, ca alții, au fost chemați și audiați, Maria de la Durlești, au fost chemați și audiați, și atunci noi ne-am gândit serios cum să ne asociem ca să ne apărăm. Și în felul ăsta, cineva a sunat la emisiune într-o noapte și a zis că dacă se închide emisiunea, următoarea duminică ieșim toți în parc să ne organizăm. Și cineva a zis că, dar de ce numai când se închide emisiunea? Hai să ieșim și acum. Și am început să ieșim duminicile în parc. Deci, de 2-3 ori pe săptămână era emisiunea, după miezul nopții, 6 ore până la 6 dimineața, vorbeam în continuu, numai pauze de oră exactă făceam și știri, după care din nou vorbăraie. Ieșeam duminica în parc până când cineva a zis, haideți să ne asociem, să ne organizăm. Pentru că dosarul acela de la SIS, de la Securitate, s-a complicat. SIS-ul a făcut prima dată conferință de presă din istoria sa și a zis că e foarte proastă emisiunea aceea, încalcă legea și tot așa, dar nu putem să-i facem nimic. Și-au trimis dosarul la procuratură, procuratura municipală. M-a audiat pe mine prezentatorul și pe Ion Bonducci, care era directorul postului, și tot n-a putut să facă nimic. Dar cu ocazia asta am văzut dosarele, erau câteva tomuri așa de mari,
dovadă că ceea ce au spus SIS-ul, SRI-ul, KGB-ul nostru era adevărat. Timp de 9 luni au ascultat emisiunea noastră și și-au făcut notițe și au căutat nod în papură. Dar atât de bine au căutat nod în papură că n-au știut ce să facă nici ei, nici procuratura și au trimis dosarul la CCA, ceea ce e echivalentul CNA-ului românesc, Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Și acela pe 19 iunie a zis emisiunea trebuie închisă, altfel închidem postul. Nu, pe 16 iunie au făcut ședința de Consiliul Coordonator al Audiovizualului și cu documentul numărul 26 au făcut somația asta și au arătat din deget, iar pe 19 iunie, când trebuia să fie următoarea emisiune, colegii mei au zis, e, mai bine să închidem emisiunea decât să ne închidă postul. Și mi-au închis emisiunea. Dar între timp noi deja ne-am asociat, ne-am organizat pe 11 mai 2003, am fondat Asociația Hyde Park, ne-am adunat în Parcul Central vreo 88 de simpatizanți, de ascultători, ascultătoare ale emisiunii Hyde Park, mai mulți vârstnici, dar erau și tineri, foarte tineri. Și până pe la mijloc de iunie am reușit să înregistrăm ONG-ul și am funcționat ca ONG formal, cu ștampilă, cu cont în bancă. Mi-amintesc că a fost foarte ciudat. Primul consiliu de administrație era din 11 oameni, deci fiecare al 8-lea membru fondator, da, din 88, 11 membri în consiliu. Fiecare al 8-lea era membru în consiliu pentru că n-au vrut să voteze. Oamenii nu erau obișnuiți cu alesul, cu votatul, era încă vie amintirea Uniunii Sovietice când era un singur candidat. Și pe toți care i-au înaintat, pe toți au votat ca să-i numim în Consiliu, fără ca să mai alegem dintre ei. Și n-a funcționat acel Consiliu, a trebuit să facem în toamnă o nouă adunare generală, cum se numește asta, anticipată sau extraordinară. Și am ales alt consiliu sau chiar am modificat statutul și am făcut un consiliu mai mic. Din cauza încercării astea noastre de a face să funcționeze Asociația Hyde Park, de a face o rotire de cadre prin consiliu, să treacă cât mai mulți oameni, după aceea eu chiar după primul mandat n-am mai vrut să candidez ca să vină alți oameni în locul meu, în funcție de președinte al asociației. Din cauza acestui dinamism al asociației noastre, sau poate din cauza altor interese, Ministerul Justiției ne-a pus bețe în roate, ne-a făcut presiuni, n-a vrut să ne înregistreze astfel de modificări de statut și noua conducere. Și după 5 ani de activitate cânecânește, am decis să ne dizolvăm, să ne autolichidăm asociația în semn de protest, și să funcționăm în continuare neformal. Și acum, iată, în al 16-lea an, suntem asociație, grup civic neformal. Unii ar spune că, dar nu e legal, nu e oficial. Ba, uite că toate dosarele pe care le-a câștigat Hyde Park la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, au fost în calitatea asta de grup civic neformal. Semn că și Constituția și normele europene au dreptate și sunt respectate de către statul Republica Moldova. Dacă oamenii s-au asociat și dacă știu să se autoorganizeze, nu e necesar să fie protejați de stat. Iar protejarea statului pe noi ne-a costat prea mult, ne-a sufocat și de asta am decis să renunțăm la protecția statului, la cont în bancă și la alte mofturi. Am mai avut și experiențe neplăcute cu finanțatorii, cu sponsorii, ca să zic așa. Primele activități pe care le aveam când făceam primele buletine, duminica când ne adunam în parc la microfonul liber, aș chiar din prima zi după ce s-a închis emisiunea, am început să facem așa un pliant cu numele Buletin Informativ Hyde Park, o dădeam la Xerox în 100 de exemplare. Pe toate astea, activitățile astea le finanțam din donații, din cotizații de membri și din ce
bănișori mai puteam noi să strângem, dar vedeți că cheltuielile nu erau foarte mari. Totuși, după aceea am început să mergem prin sate, prin alte localități, ca să comunicăm direct cu oamenii, să-i provocăm la un fel de microfon liber, așa cum făceam duminica în parc, dar să afle și ei ce se întâmplă în lume, pentru că emisiunea noastră la radio s-a închis. Cheltuielile apăreau tot mai mari și de asta am aplicat pentru un grant la Ambasada Norvegiei în București, dar care avea jurisdicție și pe Republica Moldova, și am obținut primul grant de 4.000 de euro să mergem prin sate, să vorbim cu oamenii, iar din banii rămași ne-au dat voie să facem și o broșură și am zis să o țin aici lângă mine și am uitat. N-am adus broșura aici lângă mine să vă arăt. Nu contează. Important e că broșura există și acum am vreo 250 de exemplare. O puteți găsi prin anumite biblioteci. În mod sigur este la Biblioteca Națională, la Biblioteca HD-ul și la Biblioteca Alba Iulie din Chișinău, unde am lucrat eu o vreme când eram fără serviciu. După care am obținut un grant de la Ambasada Americană și am început să tipărim ziarul în felul ăsta, poate chiar cu mai multe pagini, și tot așa mergeam din sat în sat și le duceam de la om la om. Americanii ne-au dat și bani de un computer și de un scanner și de un printer și de un aparat foto, dar ne-am certat cu ei, nu le-a plăcut una dintre poeziile pe care le publicam noi aici. În 2004 am început să facem blogul Curajnet și de acolo colectam opinii, scrisori și le publicam în ziarul ăsta. Și americanii ne-au zis, încă ne puneau condiții să trimitem textele cu 2 săptămâni înainte ca ei să le aprobe, deci nu mai putea fi vorba nici de un fel de actualitate. Textele de aici deja erau expirate și noi nu puneam numai opinii. Și chiar dacă puneam opinii, ele trebuiau să fie cumva ancorate în realitățile politice. Dar puneam și evenimente din viața asociației Hyde Park, a societății civile, din viața politică. Și iată, cu moftul ăsta la ambasadă americană, să trimitem 2 săptămâni înainte ca ei să reușească să traducă, ca cenzorii lor să verifice textele celea, și mai ales cu moftul lor de a ne interzice să publicăm poezie ce, iar noi am insistat să vorbim cu doamna ambasadoare, care era o femeie atunci în fruntea ambasadei americane. Ei au zis, gata, ne retrageți banii și tehnica și la revedere. Și anume așa s-a întâmplat. Dar noi, supărați fiind, am zis că renunțăm la felul ăsta de a finanța Asociația Hyde Park. Am renunțat la granturi pe viitor și am supraviețuit cum am putut, sărac, dar din donații benevole, din cotizații de membri. Ultima vreme, doar de când avem canale pe YouTube și le putem monetiza, am început să câștigăm bani din acele videouri, ale noastre sau ale simpatizanților, beneficiarilor activității noastre, pe care se plasează publicitate, și jumătate din acele venituri le împărțim cu YouTube și avem, nu știu câte, zeci de dolari pe lună, dar mari cheltuieli oricum nu avem. Am încetat să mai facem ziarul ăsta, nu știu cât, eu știu, cu vreo 5-7 ani în urmă am renunțat să-l mai facem. Era bun de dat duminica în parc la microfonul liber sau prin sate când mergeam, dar acum nici microfonul liber nu prea are cine să-l mai facă, să-l întrețină, nu prea vine lumea să vorbească acolo. Ne-au rămas și boxele pe care le-am cumpărat din banii pe care i-am câștigat. Am fost odată bogați cu Hyde Park-ul, când prin 2009 am început să câștigăm la CEDO. Hyde Park a învins guvernul de vreo 4-5 ori, pentru că ni s-a încălcat nouă membrilor și asociației, ni s-au încălcat drepturile fundamentale, și am primit câteva mii de euro din care ne-am permis să cumpărăm, ziceam, boxe, amplificatori, megafoane, vuvuzele, țuruiece, pânză de făcut, lozinci. Și chiar am organizat 5 ediții de festival de film pentru amatori. Chiar așa se numea, Amatorul. Dar că nici pe acela nu mai are cine să-l facă, iată, Elena Nofiț laudă că a fost o școală bună Hyde Park, o școală a libertății, era implicată în ultimele ediții ale festivalului Amatorul. Vyacheslav Petru Moloduc mă întreabă care e poezia aceea pentru care ne-au cenzurat americanii. Sincer, și eu aș vrea să o revăd. E foarte posibil că aveau dreptate. Nu știu ce fel de poezie era, dar noi atunci eram
hotărât să apărăm libertatea de exprimare cu orice preț. Între timp am aflat că nici ce se cuvânta în emisiunea mea nu întotdeauna era corect și legal. Deci corect moral, etic, deontologic, dar și nu întotdeauna era legal. Totuși continui să cred că măsura de a închide emisiunea a fost una abuzivă, dar nu putem da vina pe guvernare, pentru că guvernarea s-a purtat cu noi cu mănuși și ați văzut, a luat ariciu sau castanele din foc cu mâinile altora, i-au forțat pe cei din redacție să voteze împotriva colegului lor și colegii mei de redacție, aproape toți. Pe câțiva doar îi țin minte că sau n-au vrut să participe la acea ședință sau au votat împotriva închiderii emisiunii, majoritatea totuși au preferat să își asigure un loc călduț, credeau ei și ele, și să-mi închidă emisiunea. De exemplu, Caterina Mitin Stratan, care acum e directoarea televiziunii naționale, sau Vasile Stati, care atunci era șef la știri, acum e prezentator, se pare, la Radio Chișinău, Victoria Cușnir, care e prezentatoare de tot felul de emisiuni de divertisment. Toți oamenii ăștia au votat împotriva mea, să zic așa, pentru închiderea emisiunii, sperând că nu o să li se închidă postul. Totuși, antena aceea a fost închisă peste un an prin privatizare. Amintiți-vă, în aprilie 2005, comuniștii au ajuns să guverneze împreună cu PPCD-știi și cu câțiva de la Filat, iar împreună cu PPCD-știi chiar au distrus imperiul cel mediatic pe care și-l crease Serafim Urechean. Au privatizat antena aceea și au dat-o comuniștilor, după care a ajuns la Plahotniuc și acum se numește Prime FM. Și au privatizat și Euro TV, care a ajuns la Iura Roșca, și după aceea Iura Roșca l-a vândut și acum nu știu pe unde e Euro TV. Se pare că e la șor, ca să vă dați seama ce nebănuite căile privatizării. Vyacheslav zice că la ambasada americană pe vremea lui erau mai mulți ruși. Nu e adevărat. Eu n-am văzut ruși pe acolo. Am vorbit doar, noi comunicam la departamentul acela de cultură, doar cu americani și moldoveni. Ion Bostănică, nu știu ce zice, miese o dată pe săptămână, nu făceați? Nu înțeleg ce zice Ion Bostănică, miese o dată pe săptămână. Din păcate nu pot să distribui, sunt blocată, zice Maria Nuță. Rugați-i pe alții să distribui sau nu-i bai, că nu insist neapărat să avem audiență foarte mare. E un fel de datoria mea să o fac față de acei și acele care au fost alături de mine, alături de noi în acești 16 ani ca Asociație Hyde Park și încă 3 ani cât am fost cu emisiunea Hyde Park. Здравствуй, будешь ли продолжать политическую деятельность, Павел Чичков? Да, eu m-am băgat în politică nu doar așa ca să încerc marea cu degetul, ci să fac politică serioasă, până când o să ajung în politică. Deocamdată, activitatea mea politică se limitează la campaniile electorale, când fac promisiuni electorale sau când îi critic pe contracandidații mei și când promit să ajung, că dacă ajung în Parlament, în Consiliul Local, în unde am mai candidat eu, la funcție de primar, să fac cu tare și cu tare. După care, campania se termină, iau scor mic, nu intru nicăieri și rămân să fac din continuare activism. Dar nu mă las. O să mă implic poate și în viața politică românească, că sunt de 2 ani aici, în România, la București. Deci voi continua activitatea politică, deocamdată tot independent, cu buget zero. Încă nu pot să intru în direct, doar cu invitație din partea ta, zice Valeriu Gușan. Înțeleg că vrea să intre acum și îl invit. Dacă nu o să vrea să vorbească Valeriu, o să-l invit pe Tudor Pânzari, care e și acum membru onorific Hyde Park, dar nu-l cunosc decât din 2010, când a început protestul lui, tot în fața ambasadei americane. Da, Valeriu, de data asta ești pregătit să vorbești despre Hyde Park? Da, n-am mult de spus. Eu am fost un an în membru Hyde Park, am reușit într-un an să devin și
lider, nu lider, cum se numesc, și-au uitat deja. A, de asta, prin rotație, nu? Pe rotație, Persoană da, împuternicită, da, că acum nu avem persoană. lideri, la noi fiecare deține conducerea Hyde Parkului, devine persoană împuternicită o dată pe lună. Nu, o dată pe an, probabil, dacă suntem 12 și o lună exerciți funcția asta. Am înțeles. Și aș spune că ideea asta cu rotația mi s-a plăcut în Hyde Park și în genere, în viață, dacă am încercat cumva să o implementăm, de exemplu, în consiliul local, să înlocuim funcție de primar cu funcție, de exemplu, adică am persoană împuternicită să fie un consilier. Da? De exemplu, dacă sunt 23 de consilieri, fiecare consilier atunci e 2-3 luni să exerciți funcția sau cât durează un consiliu, da? De la un consiliu până la altul, dacă durează o lună de zile când se întrunește consiliul local, el să în perioada asta, dacă el a fost ales De pe o regulă așa lună. se, de regulă așa se întâmplă în consiliile locale sătești, să alege câte un președinte la fiecare ședință. Eu mă gândesc de Și ce n-ar putea. el și Și el să fie bă, și primar, ar fi foarte minunat. E, și pe Ah, ok. perioada asta de mandat, de la un consiliu pe Nu, nu celălalt sunt de consiliu, acord, nu să sunt fie. de acord. Una e cu legisfacerea și alta e cu executarea hotărârilor. Totuși, eu cred că e o soluție bună pentru actuala situație din Parlament. Socialiștii cu acum nu pot să împartă funcția de speaker. Păi da, faceți-o prin rotație, nu? Câte o lună, câte o săptămână, câte o ședință fiecare să fie, nu? Sau loterie. Ei, oricum, eu, de exemplu, socot că funcția de primar Și e cam... primar tot așa trebuie, ok. Nu, mai luând în considerație că la noi primăriile sunt cam prea des, sunt 900, dacă eu nu greșesc, în România, mă tin că sunt mai puține, dacă eu... Câte primării sunt în România? Nu ești la curent. Nu sunt mai puține, dar îți dai seama că la 20 de milioane populație, 1000, 2, 3 de primării sunt justificate, pe când la noi, la doar 2 milioane, aproape 1000 de primării e enorm. Și îți dai seama ce Și... bugete au primăriile celea, săraci primari, gestionează un buget de 1 milion, sunt oameni de afaceri acolo în localitate care au bani mai mulți. Da, așa asta e cam costisitor pentru noi. De exemplu, la Sângera este un primar și el și-a adus în primărie încât doi viceprimari. Nu știu de ce și-o pus acolo. Pe spatele bugetarilor să-și hrănească și susținătorii lui, că toți la mafia, PD. Unul a fost... lasă-mă, nu mai vorbim. A doua întrebare am vrut să întreb, dacă nu te-ai documentat, trebuie și pentru alegerile locale certificat de integritate? Nu m-am interesat, dar e foarte posibil și în cazul ăsta o să trăiască mii de certificate de Atunci, dar integritate. chemarea lui Năstase, când el face apel către diaspora de a reveni, nu, de a se implica în alegerile locale, este practic irealizabil. Cum se implice diaspora în alegerile locale dacă nu poate să candideze? Trebuie să vii acasă și iei certificat și iar să ducă... Nu. Nu văd real chestia asta. Formal pot să candideze, după aceea nu pot să-și exercite mandatul, pentru că va trebui să renunțe la, eu știu, salariul de 800 de euro în Portugalia, pe onorariu de 150 de lei pe fiecare ședință din Consiliul Local. Asta e bătaie de joc și nimeni nu o să vrea să facă asta și atunci oamenii o să plece. Știu foarte mulți consilieri aleși care au renunțat la funcție și au plecat și devin funcțiile supleante. Nu știu, de consiliile au loc acolo, o dată la o lună, o dată la 2 luni. Deci poți să reîntorci teoretic în țară, să votezi sau cel puțin să urmărești online. Nu știu dacă e posibil la noi votarea online sau pe la distanță, cum făcea asta omul Moscovei. Usată. Da. Și cum facem noi în Hyde Park, iată, adunare generală online, votare online, Este dar. posibil că consilierul să privească online toată ședința și am votat. Interesant, ori să accepte mafia noastră chestia asta. Consilierii psihotari. Deocamdată legea nu permite decât prezența fizică. Asta, o să vedem. Bine, cam până aici am avut de... Deci te-ai simțit bine în Hyde Park, n-ai nicio explicație de ce ai renunțat și ai devenit doar voluntar. Eu pare mi că nu mă înțelegem cu Valentin sau ceva genul ăsta. Nu mai... A, și avem niște chestii, probleme personale și am zis mă retrag eu puțin, că dintr-o parte parcă mi-e ușor de văzut. Și nu regret că nici că am fost, nici că am ieșit din Hyde Park. Deci mă simt Ok. foarte bine, ok. Mulțumesc, Valeriu. Bine, seara bună! Noroc.
Sper că poate să iasă el, dacă nu, l-am scos eu. Dacă mai vrea cineva să participe așa ca Valeriu, să-mi scrie mesaj că vreau să particip. Acum o să încerc să-l bag pe Tudor Pânzari. Văd că el ne privește online și de regulă e dispus să comunice. Nu știu dacă se aude, că nu aude foarte bine. Fudul de ureche sau poate că la telefonul lui difuzorul e foarte mic, dar are și vârsta care îl iartă, are și contuzia de la război. E totuși membru onorific Hyde Park, după cât de curajos am văzut că luptă pentru drepturile lui și la cât de generos participă la protestele Hyde Park. Iată, despre asta n-am vorbit, dar proteste Hyde Park a avut sute, nenumărate, mai ales legate de drepturile omului. Și nu așa în general drepturile omului, ci drepturi unor indivizi concreți. Participam pentru protest, pentru a apăra dreptul unui om simplu. Sau proteste internaționale. Mi-am amintesc libertatea lui Assange, scandal la ambasada britanică. Sau Hadija Ismailova, protestant la ambasada Azerbaidjanului. O jurnalistă de investigație care a stat câteva luni închisă. Sergiu Ceban întreabă ce va fi cu soarta Moldovei. Sergiu Ceban depinde și de noi, de mine, de tine, de Asociația Hyde Park, de simpatizanții noștri, dar mai ales depinde și de partide, de partidele de opoziție, dar și de partidul de la guvernare. Deocamdată, toate treburile din stat le gestionează mafia lui Plahotniuc cu acoperișul politic PD, Partidul Democrat din Republica Moldova. Și dacă vor fi alegeri anticipate, ei vor mai guverna încă vreo câteva luni. Încă depinde când se vor stabili alegerile anticipate. Să vedem ce va decide Dodon dacă iese de sub controlul lui Plahotniuc. Mă tem că nu poate și n-are nevoie, pentru că de acolo îi vine și stabilitatea și banul gros. Să vedem ce o să facă opoziția, blocul acum, dacă va merge pe aceeași cale, s-ar putea să ia tot 25, 28, 30 de mandate și situația să se repete la toamnă. Dacă va fi deschis pentru, eu știu, o coaliție mai largă, se va numi blocul poi mâine, dar să includă, eu știu, mai multe partide, mai multe forțe politice, mai mulți reprezentanți ai societății civile, poate mai multă lume ar vota pentru ei. Dar s-ar putea să nu am dreptate. Nu mă pricep foarte bine. Să vedem ce... Depinde și de noi. Să mai văd comentarii. Dacă nu reușește Tudor Pânzari să intre, să văd cine. Deci, cine mă privește de pe telefonul mobil, poate să intre cu mine în direct. Dacă chiar vrea să intre cu mine în direct și nu găsește butonul verde din partea de jos a ecranului, poate să-mi scrie un mesaj privat sau acolo în comentarii și eu o să încerc să vă invit. Dar trebuie să fiți de pe telefonul mobil, de pe computer nu pot să invit. Diana Mileu zice, n-ai cu cine, 99% dintre moldoveni sunt neînvățați. Nu e adevărat. În Asociația Hyde Park au fost foarte mulți oameni de rând, fără studii, fără masterat, fără experiență de viață și s-au comportat demn, curajos, minunat. Sunt încântat, mândru că am putut să colaborez cu Anatol Христea Stan, de exemplu, care n-a terminat nici școală, decât școala generală, probabil, că și el s-a născut în URSS, părinții lui au fost prin Kazahstan, a avut tinerețe, copilărie grea. Dar omul, dacă a vrut, s-a implicat și a participat, acum, iată, e membru onorific și trăiește onorabil bătrânețea. Nu ai să ajungi, e putred sistemul, zice Ion Roșca, probabil se referă la funcțiile publice pentru care am candidat de-a lungul timpului. Nicolae Alexandru, te aștept cu drag în viața politică din România. Mulțumesc, eu am mai fost implicat în viața politică din România,
reprezentând un partid la secțiile de votare, la alegerile din 16. Chiar am vrut să candidez și am început să colectez semnături până când am aflat că cu pașaport românesc, dar cu domiciliu în România, în Republica Moldova, nu poți candida. Îți trebuie neapărat domiciliu în România, deci buletin românesc. Și atunci, dezamăgit, am mai colectat semnături pentru Remus Cernea, dar nici el n-a putut să candideze. Și am acceptat să fiu delegat al unui partid la secția de votare de la Bălți, unde am și monitorizat felul cum se desfășoară alegerile. După care am mai fost reprezentant al aceluiași partid la o secție de votare la referendumul de astă toamnă. Și acum, pe 26 mai, din nou voi fi reprezentant de partid la o secție de votare, probabil în Voluntari, în suburbia Bucureștilor. Dar aștept, eu știu, alegerile locale, alegerile generale, ca să chiar candidez. Oh, cineva ne salută din New Mexico. Interesant, ce caută acolo moldovenii, românii, ce caută în Mexica? Nu cred că călătorește, mai degrabă cu munci. Nina Corneanu zice, emisiunea de la Antena ce era a ta? Da, Nina Corneanu, eu am inițiat-o, eu am prezentat-o, cu doar mici pauze. Mi-amintesc odată în decembrie sau undeva vara prin 2003 sau prin decembrie 2002. Da, în decembrie 2002, după ce am luat premiul acela, am plecat pe o săptămână sau două la Roma într-o călătorie de familie privată și l-am lăsat pe fratele meu, Ghenadie Brega, să prezinte emisiunea. Altfel, toți ăștia 3 ani cât a durat din ianuarie 2001 și până în iunie 2003, când s-a închis emisiunea, eu am fost prezentatorul emisiunii Hyde Park de la Antena C. Cineva a mai avut un comentariu mai devreme despre emisiune, că era tare bună și interesantă și mă bucur că mai sunt unii care încă o țin minte. Sunt 16 ani de când s-a închis emisiunea. Hyde Park. Noi, la început, după miezul nopții, aveam dedicații muzicale. După dedicații muzicale, oamenii începeau să mai spună și de viața politică și despre cumătra care mi-a furat găina și nu știu ce. Și eu le-am zis, oameni buni, hai să vorbim despre asta, dacă vreți, după dedicațiile muzicale, de la ora 1. După care am rugat administrația postului și am zis, nu se poate să facem dedicațiile muzicale de la ora 11, că după miezul nopții noi avem de discutat ceva cu oamenii. Și am zis că, bine, faceți, fă-le de la 1, nu de la 11, nu de la miezul nopții. Și în felul ăsta am început să facem discuții după miezul nopții. Și o vreme mă gândeam, mă întrebam pe oameni, cum să numească, eu știu, discuțiile astea ale noastre după miezul nopții? Și au propus microfonul liber, forum, agora. Sau eu am propus ideile astea, după care am zis, dar nu mai bine ar fi să se numească, că auzisem despre tradiția din Speaker's Corner, din Hyde Park-ul de la Londra, unde oamenii, conform tradiției de secole încă, regele le-a dat voie, sau regina, le-a dat voie să urce pe o bancă, pe o buturugă, pe ceva, să se desprindă de pământ și să cuvânteze în gura mare ca să-l audă sau să o audă alții și poate să critique pe oricine, inclusiv pe rege. Și am zis că stai bă, dar asta e o idee bună. Și are deja secole și mi-a plăcut că vine din vest. Na, Agora și Forum tot din vest venea, de la Roma și de la Atena, dar nu știu de ce, mai din antichitate, așa, mai veche. M-am gândit că Hyde Park, taman atunci începuse ideea cu integrarea europeană, zic, taman Hyde Park ar fi ceva, un simbol european. Hai să o numim Hyde Park. Și oamenii imediat, tot ce propuneam eu la microfon, aprobau. Și eu știu, în primăvara anului 2001 a început să se numească Hyde Park. Dar era o emisiune neformală. Era făcută numai în ziua, în noapte de vineri, când eram eu la butoane. Trebuia să stau toată noaptea, să dau știrile la ora exactă, să fac dedicațiile de la miezul nopții și dimineața să dau BBC. La ora 6, se pare, erau știrile de la BBC. Trebuia să le deschid faderul, butonul acela pentru. Și după ce au văzut că emisiunea e bună și o cunoaște lumea și deja căpătase și titlul Hyde Park, administrația a zis, bravo, și mi-au mai dat o noapte. Deja aveam 2 nopți pe săptămână. După ce s-a închis în 2002 din cauza presiunilor comuniștilor și m-au chemat să mai fac emisiune, mi-au dat 3
ediții să fac și până în iunie 2003 făceam 3 nopți la rând de emisiunea Hyde Park. 18 ore pe săptămână vorbeau oamenii. Valentin Borodache zice, e uimit și scrie cu majuscule, că m-au găsit cel mai mic și cel mai vinovat pe mine. Valeriu, cât de asta a plecat el din Hyde Park. Dar dacă asta e Valentin, dacă s-a supărat pe tine, multă lume am auzit că s-a supărat pe dumneata. Și a plecat. Imaginați-vă că plecam și eu. Ce aveți să rămână din Hyde Park? Valeriu, nu ești pregătit ca să înduri greutățile. Repede părăsești dacă dai de greu. Așa că la TV8, cum erai și te-ai eliberat, nu la TV8, la TV10 a lucrat. Te-ai eliberat, apoi ai văzut că e greu să fac filmele și acum deja dai vina. Fii statornic. Valentin, te-ai exprimat de te-ai rupt. Eu am citit cum ai scris. Cine vede, își pune mâinile în cap. Trandafirul galben. Multă sănătate, spor la treabă, deosebit respect. Ok. Merg la picnic, zice Dorin Sporneac. Du-te, da, explică-ne ce faci la New Mexico. Ești foarte tare, zice Adrian Eugen. Nu știu dacă vorbește despre mine, dar oricum mulțumim pentru complimente. Adrian Baciu. De ce nu rogi pe cineva din București să te ia în spațiu? Se rezolvă repede la poliție și apoi vei putea candida. Adrian Baciu, află vestea cea bună. Mă aflu într-un spațiu în care am și adresă de domiciliu. Am buletin de București, deja pot să candidez, dar iată întârzi alegerile. Da, voi candida datorită buletinului de București. Și mulțumesc persoanei care m-au luat în spațiu. Ți-am lăsat câteva mesaje în privat, dar n-ai răspuns. Te salut de la Viena. Alin Biju, nu cred, cum nu? Eu răspund la toate mesajele private. Apropo, am descoperit abia vreo 3, 4, 5 ani în urmă că pe Facebook există pe lângă inbox mesajele private de bază. Mai există un box cu spam, cu nu știu ce, mesaje neverificate. Când am descoperit chestia asta, erau mesaje de 5, de 3, 4 ani și așa milă mi era să le răspund la oameni. Da, vă rog, vă ascult, după vreo 3-4 ani, știi? Dar acum nu mai sunt mesaje acolo. Câteva ceasuri să reține un mesaj în box aceea. Răspund imediat tuturor. Dacă e ceva important, te rog să mai scrii odată, dar eu mă tem că am răspuns tuturor și deci Alin Biju de la Viena, nu cred că ai dreptate. Am văzut-o pe colega noastră din Hyde Park, Larisa Popovici, online și am poftit-o să participe și ea, dar probabil e acasă într-o situație nu tocmai potrivită pentru intrat în direct. Și de ce o să-l invit acum pe Vitalie Mursa, care a beneficiat de activitatea noastră, n-a fost niciodată membru decât simpatizant Hyde Park. Dacă o să descurce să apese pe buton, știu că Vitalie e nevăzător, dacă o să se descurce să accepte invitația mea, o să-l avem acuși pe Vitalie în direct să comenteze despre Hyde Park. Vyacheslav Slaventi zice, eu te țin minte, eram școlar. Mulțumesc, da, multă lume erau copii și ascultau împreună cu părinții lor. Am auzit că cineva chiar punea la o radiolă mare emisiunea și o dădea să aude Mahalaua. Dar asta mi se pare huliganism, pentru că emisiunea era după miezul nopții. Cum să pui să aude Mahalaua o emisiune radiofonică după miezul nopții? Acela trebuia pedepsit cu vreo amendă. Dar acum ce să-i face omului cam târziu, cam aflat târziu chestia asta? Și părinții poate ar trebui să simtă vinovați că ascultau emisiunea atât de tare încât auzeau și copiii. Dar poate că a fost o lecție bună. Iată, mi-amintesc că suna o copiliță, Sabina Vulpi. 13 ani avea fata și suna la emisiune după miezul nopții și avea atitudini combative și critica pe unii și pe alții. Și după aceea Sabina s-a făcut jurnalist, a fost membru Hyde Park, a fost în Consiliu Hyde Park, după care a emigrat, cred că acum în Germania. Nina Corneanu zice, nu mă așteptam. Anii 2000-2005 au fost cei mai frumoși ani ai mei. Mi-amintesc cu plăcere de emisiunea Hyde Park, în special de muzica pe care o puneați. Nu prea aveam timp să pun muzică, puneam muzică numai după buletinul de știri, o piesă cât să reușesc să respir și eu ceva. Deci puneam buletinul de știri care dura 3, 4, 5 minute, după care programam în playlist o piesă și mă duceam până jos la toaletă, mai beau un pahar de apă sau mai dezmorțeam oasele, că era solicitant să stai 18 ore în emisie directă, 3 nopți la rând. Mi-amintesc că stăteam într-un cămin la
La Petricani, într-un cămin al Universității Agrare, și mi-am pus o pătură în geam. Veneam dimineața acasă, mă culcam, mă trezeam seara, mâncam, mă duceam la emisiune, 12 dimineața veneam, mă culcam, nici nu aveam nevoie să mai stup geamul, că era tot timpul pătura în geam. Dar emisiunea s-a închis în 2003, de asta și-am fondat asociația Hyde Park. Deci nu în 2005. E adevărat că după aceea am protestat și după o vreme s-a redeschis un fel de emisiune, nu știu cum o numea, director adjunct al postului de radio Antena C, Ion Enache, a moderat o vreme și sunam și eu din când în când și criticam și combăteam sau lăudam dacă era de lăudat. După care au început să facă o emisiune similară la Vocea Basarabiei, Forum, care există și acum acea emisiune. Și e la oră rațională, nu e după miezul nopții, se pare la 7-8 seara. Locuiam undeva în Iași, pe un deal, unde prindeam antena aceea, era gura mea de aer, nici nu știam că nu mai este emisiune de 16 ani, îmi pare rău. Mi-amintesc că și eu eram la Iași, am început în 2006 să fac un masterat acolo, stăteam în cămin, în Bularga pe undeva, dar luam un tramvai, ne duceam în dealul Copoului ca la radio să prind emisiunea pe care o făcea Ion Enache și nu puteam să sun deja de acolo, nu mai aveam semnal bun și pe telefon ca să pot suna, dar măcar ascultam ce mai discută oamenii mei, eu știu, Constantin Papanaga sau Ion de la Trușeni, Ion de la Durlești, Anatolii de tot felul sunau. Era și mie dor și tot de la Iași ascultam uneori emisiunea aceea. Da, și mă mir că n-ați auzit încă scandalul că s-a închis emisiunea. Mă întâlnesc uneori cu oameni și îmi spun, da, vă ascult, vă urmăresc la antena aceea. Și eu zic, cum? După 5, după 7 ani, după ce s-a închis emisiunea, acum alții mă întâlnesc. Da, vă urmăresc la televizor. De când s-a închis emisiunea mea de la televizor? Nici Vitalie Mursa n-a putut sau n-a vrut să intre. Să vedem cine mai e online. Îi mai dau o șansă Larisei Popovici, după care nu o să insist, o să înțeleg că nu poate, nu vrea să participe. Valeriu Gușan îmi zice să-i spun lui Valentin Borodache de parcă nu o să vadă ei pe chat oricum. Că dacă vrea să se adreseze mie, să mă deblocheze. Ah, Valeriu Gușan. Valentin te-a blocat. Larisa, bună seara. Bună seara, în sfârșit, vai de mine, sunt în drum, sunt de pe telefon, până m-am mai orientat eu. Dacă vrei, dacă Da. poți, zice, va, dacă nu, poate Pot. mâine seară facem un hangout și o să vorbim mai mult despre Hyde Park. Da, facem mâine seară un hangout și vorbim, vreau numai să zic despre emisiuni, că cândva tot așa cum vorbeam eu la emisiunile toate care le făceam noi. Inițial au fost discuții la bucătărie de 5 ani în urmă. Cineva a încercat să-mi reproșeze că adică că nu sunt bună de jurnalist. Nu știu de unde a luat că sunt jurnalistă. Am știut să mă apăr. Le-am spus că uite, care jurnaliști vorbesc perfect, au o dicție perfectă, mă rog, așa le-i specialitatea, să zicem, am învățat atâția ani, le admir, bravo lor, dar nu tot timpul oamenii simpli care sunt gata să vorbească în public, uneori se complexează când ascultă cei care vorbesc perfect așa și la un nivel elevat cunosc limba, nu, adică și eu m-am apărat, dar pot eu sunt exemplu, așa cum nu sunt jurnalist. Important e că am curajul să mă expun și până la urmă mai multă lume e posibil să-mi urmeze exemplu, adică nefiind o profesionalistă, nefiind jurnalistă, totuși mă apuc să discut, să intru în discuții și deja, adică știu că mi-au urmat exemplu mai multe doamne. Eu mai tare mă bucur când doamnele îmi urmează exemplu și au curaj, chiar știind că nu au, să zicem așa, niște capacități oratorice sau o dicție pentru a vorbi în public. Cam asta am vrut să zic.
Să nu mi se Mulțumesc. mai reproșeze că nu sunt jurnalistă. Nu sunt jurnalistă, Nici n-am cum n-avem eu. pretenție, da, de acord. Gata. Mulțumesc. Cred că mâine în hangout, dar totuși mă bucur că am reușit azi să ies. M-am isprăvit. Mulțumesc, mă bucur și eu Bine. că ați reușit. Iată, deci și Larisa vroia să intre, nu eram sigur despre asta. Acum i-am citit comentariul că vrea, dar nu știe cum. Nicolae Arpentin cumva ne reproșează. Nu progresează emisiunea HP, adică Hyde Park. Nu avem o emisiune Hyde Park. O vreme când au apărut, iată, posibilitățile astea cu Google Hangouts, transmisiuni live pe Facebook, am început să facem. Uneori chiar făceam în fiecare seară discuții sau dialoguri din astea. Și pentru că, într-adevăr, nu am observat o evoluție, o creștere, am renunțat sau am început să o facem mai rar. Dar nu știu la ce se referă domnul Arpentin. În ce sens nu progresează emisiunea? Și care emisiune Hyde Park? Că am avut și discuții de la bucătărie și din dormitor, decoltate. Am vorbit despre masturbare, despre sex în trei și despre politică și despre războaie, politica internațională, despre Eurovision, de exemplu. Care vi s-a părut nereușit? Vitalie Mursa întreabă dacă a reușit sau nu. Vitalie Mursa trebuie să accepti invitația mea ca să apari în direct. Deci trebuie să apeși pe butonul adaugă sau acceptă cumva, nu știu, ca să poți intra în direct, să vorbești cu microfonul, cum vorbesc eu. Deci, da, eu ți-am făcut a doua oară invitație, cum i-am făcut Larisei. Dacă reușești, ar fi fain să intri. La Adriana Co zice, votați George Simion, oameni buni. Basarabia e România. Ok, faceți ce vreți, dar e bine să ieșiți la votare, la alegeri pe 26 mai. Tot Adriana zice, Crețule, unirea face puterea. Și da, sunt creț, dar n-aș vrea să răspund la așa apelativ pentru că am un nume, totuși. Nicolae Alexandru zice, Oleg, eu unul pot spune că ai răspuns, indiferent de calea de contact. Eu unul ți-am scris pe YouTube, pe Facebook, dar și în privat, absolut pe fiecare cale de comunicare, am primit un răspuns, respect, mulțumesc, încerc să comunic cu oamenii, pentru că pentru asta am început să fac emisiunea Hyde Park. Pentru asta am acceptat să fondăm asociația Hyde Park, pentru că erau unii dintre cei de la adunarea generală care propuneau să facem partid, mișcare politică, de exemplu, sau business, SRL. Am zis că nu. Cel mai bun caz, accept să facem ONG și am acceptat să fiu primul președinte Hyde Park. După mine a fost Ghenadie Hyde Park, după aceea au fost fete, băieți de tot felul. Multă lume s-a perindat pe site-ul, blogul Asociație Hyde Park, puteți să vedeți câți președinți a avut până acum Hyde Park. Parascovie Topada, Anatol Hristea Stan, Gheorghe Vasluian, Raisa Râz, Meriță Gheorghe Lupușor, Anastasia Cucuruz, Ion Căpățân a fost ultimul președinte Hyde Park până în 27 martie 2016, când am decis să schimbăm statutul, comportamentul și modul de organizare al Asociației Hyde Park. Și, cum zicea și Valeriu, acum, prin rotație, fiecare din cei 12 membri dețin calitatea de persoană împuternicită timp de o lună. Adriana Co zice să o invit în discuție, să văd dacă tot Crețule o să mă numească. Nu pot, Adriana, să te invit pentru că probabil nu ești de pe telefonul mobil. Poți să participi cu mine în dialog doar dacă privești transmisiunea asta live de pe telefonul mobil. Poate ești de pe tabletă, nu sunt sigur. Dacă e tabletă cu sistem Android, mobil, s-ar putea să accepte invitația în discuția asta. Altfel, n-am cum să vă invit. Trebuie să-mi apăreți în lista de disponibili, iar disponibili sunt doar acei care urmăresc de pe telefonul mobil, de pe computer. Iată, eu de jos citesc de pe computer, eu nu pot să intru în astfel de discuție. De asta am pornit să fie de pe telefonul mobil. Și pentru ca să am sunetul bun, pentru că încă n-am apucat să-mi cumpăr un microfon bun să pot vorbi de pe computer. Poate până mâine seară, până la transmisiunea live, hangout-ul de pe YouTube, poate o să am alt microfon. Adriana zice, e prima oară când îți văd live-ul.
ciudat. Acum, în campanie electorală, în ianuarie, februarie, anul trecut, tot așa, în fiecare seară intram și pe Facebook, și pe pagina mea de candidat independent, și pe YouTube. În fiecare seară am avut astfel de live-uri. Dar nebănuite sunt căile internetului, suntem câte 3 miliarde pe Facebook sau 2 miliarde și ceva și 20 de milioane de români, e foarte explicabil de ce nu ne-am intersectat până acum. Alin Biju zice, ți-am trimis mesaj în privat, poți verifica. Nu, Alin Biju, nici acum nu am mesaj de la dumneata. Probabil îmi trimiți în altă parte. Nu văd niciun mesaj privat de la dumneata. Poate îmi trimiteți pe pagina aceea de candidat independent. Ia să văd eu. Oleg. Oleg Bregă, candidat independent. Că sunt unii când mă caută pe Facebook, mă găsesc întâi cu pagina aceea, nu cu profilul meu. Și îmi scriu acolo, crezând că acela e profilul meu, dar profilul meu e ăsta, Oleg Brega, unde am mai mult de 5.000 de abonați și 5.000 de friends și vreo 23.000 de abonați. Nu. Nici pe pagină nu am un mesaj de la Alin Biju care zice că mi-a scris mesaj privat. Nu știu unde mi-a scris el mesaj privat. Serafima Călugări zice, Oleg, îți mulțumim pentru emisiunea Hyde Park și să mă scuzi pentru că îți scriu pentru sacii cu scrisori pe care i aduceam la antena C și am ajuns la o concluzie. Nici până la tine, nici după tine nu a organizat așa emisiune. Respect deosebit și de la mine. Mulțumesc și eu, doamnă, am păstrat scrisorile cele mult timp, câțiva ani, dar tot mutându-mă de la o gazdă la alta, de la o gazdă la alta, mă tem că nu au mai supraviețuit scrisorile cele. Nu mai știu dacă mai sunt la ultima mea gazdă de la Durlești, unde o vreme au mai rămas membrii Hyde Park pe acolo, dar nu mai aveau nici ei loc unde să le țină, erau prea mult, prea mult calabalâc și e foarte posibil că acei saci cu scrisori, cum ziceți dumneavoastră, deja s-au pierdut. Adriana Co zice că e de pe mobil, hai să-i mai dăm o șansă dacă o vedem online. Nu, nu o văd, doar pe Larisa Popovici care deja a vorbit și pe Vitalie Mursa, pe care ultima dată îl invit, dacă nici de data asta nu o să reușească sau nu o să vrea, nu o să-l mai chinui. Adrian Baciu, nici mie nu mi-apar mereu notificările de pe Facebook atunci când ești live. Îmi pare rău, așa e Facebook-ul selectiv. Multă lume e supărată pe Zuckerberg că ne controlează în felul ăsta, ne filtrează informațiile. Ce părere ai despre unirea României cu Republicii Moldova, cu Republica Moldova? Eu încă atunci când era periculos și interzis să promovez unionismul, îl promovam și emisiunea aceea era cam unionistă, mă acuzau și mă suspectau colegii mei de colaborare cu PPCD-ul, care atunci era singurul partid declarat unionist. Dar eu eram apartinic și tot timpul am rămas apartinic, n-am fost membru în niciun fel de partide. Dar acum când toată lumea cu susținere de la guvernare, de la mafie, poate fi unionistă, acum am devenit mai sceptic. Iată, eu am făcut unirea, de-am câta oară mă întorc în România, la Iași am făcut masterat, la București am făcut facultate, toți frații, toate rudele mele au cetățenie românească și iată am Bucureștiul plin cu verișori, cu mătușe, și mai puține rude mi-au rămas în Republica Moldova decât în România. Deci eu fac unirea, alții doar vorbesc despre asta, de bine sau de rău. Și după cum vedeți pe Curaj TV, în asociația Hyde Park, vorbim despre România și Republica Moldova ca fiind două țări românești care au aceeași cultură și ar trebui să aibă același viitor, nu neapărat împreună. Eu cred că România și cu Republica Moldova se pot dezvolta în concurență, în paralel, după modelul Germania și Austria, două țări vorbitoare de aceeași limbă. Dar nu mă împotrivesc și aș vota, dacă aș fi deputat, aș vota și pentru unire, pentru că cred că asta ar rezolva multe probleme. Ai idee ce sunt bonduri interbelice? Ștef Alex, habar n-am ce sunt bondurile interbelice. Îți place ce face activistul Alexandru din Ucraina? Automoto UA? Habar n-am, n-am văzut niciodată. Sau poate am văzut, dar n-am fost atent că e făcut de un activist
din Ucraina. Cred că am văzut ceva video de acolo cu cineva care șicanează poliția rutieră. Dacă e despre el vorba, bravo lui, dar nu l-am mai văzut de câțiva ani. Serghei Olăriță zice că îi place emisiunea ta. Asta nu e emisiune, cu excepția unei persoane, a unui coleg care a intrat în dialog cu mine, altcineva nu participă și iese mai degrabă un monolog, dar sunt și astfel de emisiuni, nu? Hai la Suceava, zice Dan Dana, câta oară mă cheamă la Suceava? O să ajung și la Suceava. Susține-ne în campania lui George Simion, candidatul nostru independent unionist. Adriana, nu prea am chef să îl susțin pe George Simion. Am îndoieli că el a colectat cinstit, corect, suta de mii de semnături. Știu cât e de greu, e imposibil, fără susținerea mafiei, să strângi 100 de mii de semnături. Poate George le-a strâns, poate are atâta carismă și atâta putere de convingere și atâția susținători voluntari, încât George și-a vândut apartamentul, cum ziceți voi, și-a cumpărat banere și-a umplut orașele cu acele banere. Dar eu mă îndoiesc de sinceritatea lui George Simion. Mai ales când în mișcarea unionistă îl vedeam deseori asociat cu persoane certate cu drepturile omului, cu bunul simț, cu legea, mai ales dintre ultrași, dintre noua dreaptă, neonaziști și de o parte și de alta a prutului. Și n-avea nicio rezervă să se asocieze cu astfel de persoane odioase. E adevărat că venea și la mine, și la Ghenade, la fratele meu, să-l ajutăm. Și la Vitalie, mi-amintesc că i-a filmat, și Sergiu a filmat câteva proteste unioniste. Adică el putea să asocieze și cu persoane cu curcubeu și cu persoane cu cămeșele verzi ca legionarii. Probabil avea toleranță la toate culorile. Eu sunt mai intolerant la impostură și la extremism. Ce părere ai despre Partidul Liberal? Mai are viitor? Viaceslav Slavin te întreabă probabil despre Partidul Liberal din Republica Moldova. Eu cred că nu mai are nici în viitor Partidul Liberal și nici Dorin Chiertoacă cu unchiul său ca politicieni. Sper că vor ajunge la gunoiștea politica istoriei, la fel cum a ajuns Iurie Roșca. Și cu... Cum îl chema pe cel care a dispărut? Și în emisiunea mea Hyde Park s-a auzit prima dată pe la ora 4 dimineața, a sunat cineva și a zis, a apărut! Parcă îmi vine pe limbă Plahotniuc, dar nu era Plahotniuc sigur, avea tot un nume din ăsta, ucrainesc sau... Uitați-vă, atunci era pe buzele tuturor și acum l-a uitat lumea. Mereu mă uit la toate filmulețele pe care le faci. George Oprotean zice. Mă bucur. Acum mă exprim mai mult pe YouTube, pe Curaj TV, pe Facebook. De vreo 2 săptămâni mi-am făcut și un cont pe Instagram când am auzit că suntem 1 miliard pe Instagram. Chiar azi am înregistrat cu telefonul ăsta o părere despre filmul pe care l-am văzut tot azi la Cinematecă. O părere negativă. Nu trebuie să ai îndoieli. Noi am fost în stradă. Foarte greu am strâns semnăturile. Cu atât mai suspect e că ați strâns suta de mii de semnături fix în ultima zi, în ultima oră și pe toate vi le-au acceptat. Da? Eu am strâns 750 de semnături, dintre care 200 mi-au anulat și doar cu 550 mi-au înregistrat candidatura. Iar prima dată în 2014, când am candidat la Parlament, am strâns 2300 de semnături și vreo 250 de semnături mi-au invalidat și cu 2000 mi-au înregistrat candidatura. La voi văd că a mers fix în fix, ca la carte. Mă tem că se repetă scenariul, cum îl cheamă pe actorul, celălalt care acum e europarlamentar și care tot se dădea foarte independent, dar a turnat apă la moara PSD-ului. Kubreakov, zice Viaceslav Molodiuc. Da, exact, Kubreakov îl cheamă, nu Plahotniuc. Cum te uiți la PNL? Și la PNL mă uit la fel de chiorâș cum mă uit la George Simion, pentru că anume PNL i-a pus pe neonaziști pe listă
pe Lașcu și pe alții ca el. Și am reproșat Vitalie Pavlicenco sau altora de acolo, băi, cum? Dar noi suntem toleranți cu toți, iată, Vitalie Lisnic, patriarhul Bisericii Sataniste, e pe lista noastră, de ce să nu vină și Lașcu? Băi, satanistul ăsta e un troll, e un ateu hlizit care face mișto de biserică și de religioși. Dar acela e împotriva drepturilor omului, acela e neonazist. Nu se împacă una cu alta, mâncare de pește diferit. Deci și PNL m-a dezamăgit, la fel ca George Simion, pentru toleranța lor la extremisme. Și pentru că merg la toate evenimentele, la toate sindrofiile lor, cu preoți în frunte și cu credință și cu bojica, lăsați-mă. George Simion nu-i foarte mers la biserică, dar tot așa aduce pe la evenimentele lui protestatarii sau electorale, aduce popi cu crucea în frunte. Fugi, băi, de aici, oportunistule. Te urmăresc de cel puțin 2 ani, cu mult timp în urmă ți-am trimis o cerere de prietenie. Știu că sunt mult și multe altele, dar eu chiar vreau să fiu prieten, măcar așa pe Facebook. Știi de ce? Pentru că ești așa cum cred eu că trebuie să existăm noi toți. Te aștept cu drag în România. Alexandru Nicolae, eu sunt la București de 2 ani și ceva. Am mai fost la Iași vreo 2 ani cât am făcut masterat, am mai fost la București vreo 4 ani cât am făcut facultate și în Republica Moldova eu mă simțeam ca în România. Consideram și consider că Chișinău e a doua capitală românească, că Republica Moldova e un stat românesc. Deci ce să mă aștept cu drag în România? Și de ce vrei să fim friends pe Facebook când putem comunica și așa? Îmi scrii mesaje, le citesc, abonează-te la profilul meu și urmărește ce e ce public, dă un like la pagina ce e Oleg Brega, candidat independent și o să știi tot ce fac eu. Dar din tot ce faci dumneata, trimite-mi ceva privat să mă convins și că merită să mă abonez la ce faci dumneata. Văd că ai o poză de profil în pasajul universității unde am fost chiar azi și am mâncat o supă de legume și sunt umbrele curcubeu deasupra capului și asta e minunat și mai e o poză cu hashtag experiența București pe fundalul Casei Poporului, ești taman între Casa Poporului și biserica aceea Ciordirii Neamului. Viorica Ciobanu, spune-mi te rog de cine depinde și când se va înfăptui Marea Unire, că sincer am impresia că la moldoveni își doresc doar pașapoarte, iar restul nu le este important. Vreau să-mi doresc o mare unire, dar doar asta ne va scăpa de tot rahatul de acasă. Viorica Ciobanu, greșit. Marea unire nu ne va salva. Probleme sunt și în Republica Moldova și în România și trebuie rezolvate de cetățeni, de persoanele, ființele umane care locuiesc aici, pentru că și necetățenii și apatrizii au dreptul să se implice, să facă proteste, să ceară socoteală, dar mai ales cetățenii au dreptul să voteze, deci de noi depinde cine ajunge să guverneze în numele nostru, iar lucrurile se pot schimba de către cei care ajung în parlament, în guvern, în primării. Unirea nu se poate face decât pe cale pașnică și legală. Deocamdată majoritatea moldovenilor nu sunt pregătiți să voteze pentru unire, dar e și vina României. Nu e suficient ca majoritatea românilor să vrea unire, mai e necesar ca România să devină atractivă pentru Republica Moldova și deocamdată nu este. E un stat sărac, corupt, de care uneori ți-e rușine. Ați auzit ministra Sănătății. Ce-mi face asta? Sper că avem semnal. Ministra Sănătății din România a zis că mi se pare că suntem un popor de corupți, ceva de felul ăsta. Mi l-au făcut cadou de ziua mea pe Cubreacov, zice Vyacheslav Petru Molodiuc. Nu mi-amintesc, era vara, se pare. El dispăruse în iarnă, și a apărut peste câteva luni și într-o noapte în emisiunea mea pe la ora 4 cineva zice a apărut Cubreacov, a fost văzut, a fost găsit pe șosea între Ustia și nu știu ce. De fapt totul a fost un scenariu și Cubreacov se ascundea într-un apartament din Chișinău. Și pentru asta cei care au scenat chestia asta, Iurie Roșca de exemplu, ar fi trebuit să aibă
nu doar dosar penal, ci și condamnare și băgat la închisoare. Dar acum probabil a și expirat termenele de prescripție. Și el acum, Iura Roșca, e în slujba lui Dodon. Iura Roșca face emisiune Megafon la televiziune de propagandă ruso-sovietică, kremlineză, putinistă a lui Dodon. Și tot Iura Roșca și echipa lui de acolo întrețin site-ul de propagandă kremlineză Sputnik ND. Inclusiv Sergiu Praposcic, fost reporter de la Europa Liberă, după aceea a lucrat și la Fluxul lui Iura Roșca, lucrează, face acum Sputnik MD, care intoxică cu fake news și cu minciuni, propagandă, intoxică și spațiul românesc pentru că scriu știri, nu-i așa, în română. Total de acord, coleg, și mie mi se pare suspect Simeon. Viorica Ciobanu, e clar și deja văd și fundul oceanului. Nu va fi niciodată vreo unire până când Republica Moldova nu renunță la Transnistria și probabil și la Găgăuzie. Până atunci nici măcar în UE nu vor putea intra, pentru că trebuie să fie rezolvate prin tratate toate problemele cu hotarele înainte de aderare. Adrian Baciu, nu-i adevărat. Cipru și acum e scindat. Cipru de Nord e cumva ocupat de Turcia. Dar Cipru e membru în Uniunea Europeană și n-a avut probleme de aderare, chiar aderat înaintea României, în 2004, pe când România a întins-o cânește, până în 2007 și s-a integrat abia odată cu Bulgaria. E mai degrabă o decizie politică și Croația are probleme cu vecinii și iată s-a integrat recent, ultima a aderat la Uniunea Europeană. Nu e problema de bază pentru integrarea Moldovei Transnistria sau Găgăuzia. Problema de bază e statul de drept, funcționarea instituțiilor, drepturile omului, justiția, economia. Omul celălalt din Căușeni care stătea în stradă, care veteran era, i-a mai dat ceva ajutor statul? George Oprutean, omul a protestat 7 ani și vreo jumătate într-o colibă, întâi în fața ambasadei americane, l-am găsit în iulie 2010, după aceea l-am sfătuit să coboare la guvern și a mutat coliba în fața guvernului și a rezistat de vreo 2 demolări acolo. După ultima demolare, se pare că când a fost în aprilie 2014, instalarea catargului cel mare cu tricolor foarte mare de ziua drapelului i-au demolat ultima dată coliba și el s-a mutat în fața Palatului Republicii, unde era sediul provizoriu al Parlamentului. Și până la urmă acolo a rezistat. Am făcut și o campanie de colectare de fonduri când am văzut că guvernul și autoritățile locale nu fac nimic să-i rezolve problema. Am strâns câteva mii de euro sau dolari sau nu știu, țin minte, da, se pare că dolari canadieni ne-a ajutat un om din Canada să adunăm banii cei, după aceea am transferat și am dat lui pe cont. Și atunci s-au mobilizat și tot felul de asociații de veterani și mai nu știu cine și o parte din banii a dat Consiliul Local în sfârșit ca să execute o hotărâre de judecată și Consiliul Raional a dat o parte din bani. Nimic n-a dat guvernul, banii pe care i-am mai pus noi și a făcut omul acoperiș. Și acum trăiește la Căușeni, în casa lui mare, dar pe care n-a terminat reparația pentru că nu mai are bani și din pensia lui de 600-700 de lei cât are ca persoană cu dizabilitate pe viață, era invaliditate gradul 2, acum nu știu cum se numește, nu-și permite nici de mâncare nu-i ajunge, nici de medicamente, dar nu se termine de reparat casa. Și are o mare problemă acum Tudor să-și construiască un dig, un gard cu perițel măcar de jumătate de metru de beton spre vecinul de la deal, pentru că inundă din șoseaua centrală Ștefan cel Mare din Căușeni. La orice ploaie mare vine apă peste vecinul lui și peste el și inundă harmanul și îi distruge culturile. Deci el are acum aceasta problemă, dar asta nu se rezolvă cu proteste. Poate va trebui să facem o clacă, muncă voluntară și poate o nouă colectare de fonduri ca să cumpărăm ciment, prundiș, niște scânduri, niște vergi, ca măcar să înălțăm digul acela, că după aceea gard, sârmă și apune el cândva vreodată, dar digul acela să-i oprim apa, poate că ar merita să-l ajutăm tot noi.
Da, Adrian Baciu recunoaște, nu s-a gândit la Cipru, dar iată o variantă de țară care se poate integra și cu probleme. Sau nu vă mai spun de Irlanda, care s-a integrat alături de Marea Britanie cu litigiu teritorial. Nu? Irlanda de Nord aparține Regatului Unit al Marii Britanii, într-un mod foarte ciudat și greu de explicat. Sau Gibraltarul, care tot Marii Britanii aparține și aici, în coasta Spaniei. Deci nu sunt probleme litigiile teritoriale. Ne salută cineva din Anglia. Nu în primele discursuri de după apariție ziceai de sunete de helicopter în apropiere, zice Vyacheslav Molodiuc. În primele discuții de după apariție ziceai de sunete de helicopter în apropiere. Nu înțeleg, Vyacheslav, mesajul, nu mi-amintesc așa ceva. Au fost tot felul de scenarii și de variante, eu nu știu despre ce vorbești și nu prea mă mai interesează subiectul acela. Ana Trifani zice, da, știu de Iurie Roșca că venea la liceul nostru să ne scoată în piața adunării naționale. Și ce ați înțeles din asta? Se aude că Andrei Năstase va candida și anul ăsta la primăria capitalei. Vii să te bați în alegeri locale cu el? Întreabă Vasile Gușan. Nu. Nu pentru că candidează Andrei Năstase, nu mai vreau să candidez la primăria Chișinău, ci pentru că legea a rămas la fel de idiotă și îmi trebuie 10.000 de semnături strânse în 2-3 săptămâni, ceea ce e peste puterile mele și nici nu are rost să încerc. Am încercat de câteva ori și la prezidențiale sau la primăria capitale s-a demonstrat că e ireal să adun atâtea semnături. De aceea mă voi gândi poate la o altă formă de participare. Poate pentru un loc în Consiliul Local, poate pentru primăria Trușenilor, de exemplu, sau a vreunei localități din suburbii, la Sângera mă duc sau la Stăuceni să încerc să candidez, dar nu la primăria capitalei, decât poate dacă se gândește din nou vreun partid să mă delege să candidez și n-aș avea deloc inhibiții să concurez cu Andrei Năstase în primul tur, că deja în turul 2 cine o să ajungă? Mă doare sufletul de țara în care m-am născut, chiar dacă sunt plecată de ani buni și acasă nu mi-a rămas doar casa părintească și aici mă sunt străină, dar dacă ne vor mai conduce guvernarea de acasă, vom fi și mai săraci și mai proști. Poate fi adevărat. Mult o mai îndurat omul cel, zice George Protean și se referă la Tudor Pânzari. Și încă mai îndură că nu-i ușoară viața cu schijă în cap și cu pensie de 600 de lei. Viorica Ciobanu ne salută din Frankfurt pe Main și Nicolae Alexandru zice că mă respectă. Fac ultima încercare să văd cine mai e disponibil să participe cu mine în dialog. Pe Vitalie Mursa nu-l mai deranjez. Încerc cu Ion Toma, care se pare că e tot un nevăzător, tot un beneficiar al activității mele și al asociației Hyde Park, care a mediatizat cazul lui și conflictul lor cu, atunci se numea Societatea Orbelor, acum se numește Asociația Nevăzătorilor. Dacă o să poată Ion Toma să intre în dialog cu mine, o să fiu foarte bucuros. Boris Caraion întreabă dacă 600 de ron, nu, sunt 600 de lei moldovenești care sunt de 4 ori mai puțin decât ron. Da? Deci are o pensie mizerabilă Tudor Pânzari, încât nu-și permite, nu-i ajung decât de cartofi și pâine și ce mai mănâncă el acolo, o ceapă. Ultima dată când am fost, l-am văzut mâncând cartofi cu pâine și cu ceapă. Câte o cafea aș mai ia, încă mai fumează, îmi pare rău că își cheltuie sănătatea și banii pe fumat, probabil și ia țigările cele mai ieftine și mai nocive. Și medicamente, pentru că are probleme de sănătate pe care trebuie să le trateze periodic. Îi pierde dinții deja și evident nu are cu ce să și îi repare. Asta e soarta veteranilor. S-a dus voluntar să-și apere patria, a salvat de la moarte pe cineva de la mine din sat, sau na, de la Sângerei trăiește omul acum la Rezina și recunoaște și vorbește deseori la cameră că iată, Tudor Pânzari m-a salvat de pe câmp că eram rănit. Dar statul își bate joc de astfel de apărători ai patriei. Cam asta e situația. Am început să vorbim despre asociația Hyde Park și despre aniversarea de azi.
16 ani de la fondare, n-am vorbit decât cu un actual membru, cu o actuală membră și sunt mândru, bucuros că sunt coleg cu Larisa. Medic, chiar mi-a fost doctor când frecventam clinica de reabilitare a victimelor torturii, Memoria, dânsa lucra acolo medic generalist și m-a ajutat cu sănătatea. După care s-a gândit să adere și ea la asociația noastră și iată, e una dintre puținele femei care se implică în viața civică în general, în viața politică și în asociația Hyde Park și de asta m-am bucurat când a zis că încearcă să atragă cât mai multe femei pentru că e o mare problemă viața politică, viața asociativă, că femeile nu prea se implică din cauza tradiției, din cauza problemelor fiziologice, din cauza culturii, din cauze materiale. Prea puține femei se implică în viața publică și e foarte posibil că și din acest motiv avem multe probleme, că dacă ar fi mai multe femei în ONG-uri și în partide și în primării și în guvern, poate că ar rezolva altfel, mai onest, mai curajos, problemele cu care se confruntă și România și Republica Moldova. Mai citesc ultimele comentarii, după care probabil o să închid, pentru că e și ora stingerii, e trecut de ora 10 și conform legilor și din România și din Republica Moldova, trebuie deja făcut liniște, iar eu locuiesc la bloc și cel puțin în peretele celălalt s-ar putea să-i deranjez niște oameni care se pare au și copil. Așa ceva este inadmisibil, zice Boris Caraion. Când va fi campania de colectare, voi participa. Mulțumesc. Mă gândesc să facem chiar o pedalare i-am provocat pe frații mei să facem o pedalare spre sud cu bicicletele, eventual pornind din Chișinău, să mergem până la Tudor, acolo găsim cum să ne cazăm în corturi sau și în casă la el, pot să doarmă în cap 10 oameni, mai ales în casa aia mare, care încă e cu tavanul crăpat, suspendat, trebuie reparat, dar acolo pe scândurile cele în cap, zeci de oameni în saci de dormit și să lucrăm o zi, două, muncă voluntară, să facem digul celălalt, că asta e prioritatea numărul unu a omului. Și da, cu ocazia asta vom face și o campanie de colectare fonduri, pentru că nu prea suntem bogați nici noi și am vrea să vă implicăm și pe voi, să îl ajutăm pe veteran. El și-a pus în pericol viața pentru noi, acum poate e rândul nostru să-l ajutăm. Dar pe Facebook, de pe GoFund, cum îi zice? Da, ultima campanie a fost pe GoFundMe sau ceva de felul ăsta, într-adevăr. Acum am văzut că sunt și campanii pe Facebook, dar mă tem că nu se poate face campanie pentru o persoană fizică din România. Deci va trebui sau să găsim pe cineva dintr-o țară occidental, europeană, ca să colecteze banii ăștia pe un cont. Sau să mergem din nou pe GoFundMe sau pe altă posibilitate. Nu știu, o să găsim vreo soluție, nu cred că asta e problema. Tehnic deja se pot rezolva problemele astea. Noi am și demonstrat cu ultima campanie că banii ajung sigur la el, deci oamenii o să aibă încredere în noi. Dacă o să mai facem campanii, oamenii în mod sigur ne vor susține. Vitalie Mursa zice că îi pare rău că nu se poate conecta în direct. Eu înțeleg regretul ăsta că nu știe unde, cum să apese, de ce i-am mai făcut acum o invitație. Poate reușește să apese butonul, dar știu că e dificil la nevăzători, că acolo ei primesc notificări audio și probabil reacțiile trebuie să fie altfel și nu știu cum e interpretat butonul acela, dar îi dau ocazia să mai greșească o dată dacă e vorba de greșeală sau să mai resping o dată că invitația dacă mesajul era că nu poate acum fizic să se implice, eu știu, poate doarme cineva alături sau eu știu, de asta nu poate participa. Boris Caraion zice, am făcut campanie și a deschis cineva cont pentru biserica din Olănești și se referă probabil la campanie pe Facebook. Eu am citit regulile, chiar m-am interesat și am citit regulamentul și am văzut că pentru persoană fizică din România poți doar să donezi, dar nu poți să deschizi campania ca beneficiarul să fie din România. Și atunci va trebui să găsim pe cineva, eu știu, din Italia ca să recepționeze acei bani sau, eu știu, din Portugalia. Am văzut că sunt o listă de țări europene sau cum am făcut atunci cu GoFundMe, cu cont din Canada,
să adune cineva banii cei pe care îi transferăm și după aceea cumva să-i trimit acasă. Dar vă dați seama cât se pierde și comisionul pe care îl ia Facebook-ul, după aceea comisionul pe care îl ia banca și după aceea comisionul pe care îl ia banca care operează transferul. Deci preferabil este să fie cât mai puțini intermediari ca donațiile, câte ori fi, multe sau puține, să ajungă chiar la om. Văd că mai sunt comentarii, deci o să vreau să le citesc ca oamenii să nu se simtă ignorați. Și Ion Toma zice că nu a reușit să accepte invitația, de aceea îi repet invitația și lui Ion Toma. Dacă n-a reușit Vitalie Mursa, poate Ion Toma reușește, dacă nu și nu. O să găsim noi ocazie să vorbim cu ei altă dată, nu neapărat acum de ziua Hyde Parkului. Boris Caraion zice, era în lire, dar direct din pat, de acasă, de pe card, am putut transfera de 2 ori 50 de lire. Boris Caraion, cred că taman asta e problema, dumneata nu înțelegi situația. Dacă era în lire, probabil cardul destinatar era în Marea Britanie și dumneata de pe cardul dumitale, din România, din Republica Moldova, de oriunde ai plătit în lire, na, ci card ai cu lei românești sau cu lei moldovenești și s-a dus pe contul cel britanic în lire, după care cumva omul beneficiarul, cel care colecta banii și i-a trimis la Olănești, la biserica de la Olănești, i-a transferat din lire, i-a trimis dincolo. Deci asta spuneam că cu cardul bancar, cu contul bancar al lui Tudor Pânzari de acolo, din Republica Moldova, nu putem să-i facem o astfel de campanie pe Facebook pentru că el nu are cont bancar în Uniunea Europeană. Da, exact. El recunoaște, omul era din Anglia. A înțeles. Chiar ești minunat, zice Alexandru. Eu, unul datorită ție și posturilor tale de pe YouTube, am ajuns să-mi activez acel activism civic. Iată, cu asta putem să închidem că asta așteptam, să aflu că activitatea mea, asociația Hyde Park, i-a ajutat pe oameni să prindă la curaj. Iată, regret că numele de curaj l-am identificat, l-am depistat, l-am dedus abia în 2004, când am deschis site-ul Curaj.net prima dată. Și inițial vă spun că ne numeam Hyde Park, dar nu mi-e rușine nici cu acest nume, nici cu această siglă. Uite, așa arăta sigla asociației Hyde Park, un om cu megafon și câteva steluțe colorate în jur, simbol că suntem atașați valorilor europene. Mă bucur că i-am încurajat pe oameni, cum am putut, i-am încurajat pe oameni să-și ia soarta în mâini, să se implice mai mult. Unii au învățat cum se face, alții au învățat din Hyde Park cum nu trebuie făcut. Sper să continuăm și în anii următori. Nu avem planuri de suspendare, de închidere a asociației Hyde Park. Dacă vrea cineva să adere, găsiți pe blogul oficial al asociației Hyde Park regulamentul, statutul, vedeți care sunt procedurile, scrieți-ne mesaje private, s-ar putea să ajungem colegi. Oricum vă știm alături, vă considerăm simpatizanți și voluntarii noștri, pe toți și pe toate cele persoane care dați like, share, mesaje, comentarii de încurajare. Adrian Baciu zice că s-ar putea face pe Guvern 24MD campanie pentru a mai tăia din comisioane, dar auzeam păreri împărțite despre Guvern 24 și am auzit despre niște scandaluri în trecut. Dar o să ne documentăm, o să vedem. E foarte posibil să recurgem și la acea platformă. Mai important e să ne decidem asupra datei turului ciclistic și a zilelor de clacă acolo la Tudor Pânzari. Eventual să facem o estimare de buget și după ce chestiile astea tehnice se rezolvă, o să vă anunțăm pe internet când începem colectarea de fonduri ca să ajutăm veteranul să supraviețuiască acolo de unul singur la Căușeni. Mulțumesc tuturor pentru participare. Dacă mai aveți chef să discutăm despre Hyde Park, intrați pe blogul nostru Curaj TV. Mâine seară, tot așa pe la ora 9, s-ar putea să fim mai mulți membri, simpatizanți, voluntari de pe Curaj TV care să vrea să discute despre activism, despre proiectul nostru cel mai de succes, Curaj TV, pe Facebook, pe alte rețele sociale sau blogul nostru care iată are aproape 10 ani. Noapte bună!